Salutare, dragi tovarăși, și bine v-am găsit la un nou episod de Call of Duty 2. Bă, ce bine că m-a dat cu pușca asta e data trecută. Oh, perfect. Mă rog. Un 20 cu rachete. E bine că m-a dat cu armele data trecută. Ăsta zace mort aici. Și de fapt ia dăm cu... Stai, unde e ăla? Ia dăm cu a pușca asta. Ce pușca mea. Hai că-mi place și arma asta. O să rămân fără repede. O să rămân foarte repede fără gloanțe la ea, dar nu e niciun bai. Mă, dar nasol că nu pot să bag sprint aici. Mă rog, ce pot spune? Un nou episod de Call of Duty 2. Ok, se pare că nu se întâmplă nimic. Ăștia n-au tras în ei și grenadă băgați ei sârmă în nas. Boom! Hai, deschide ușa, creștine. Hai, deschide ăștia ușa, hai. Ia-mă la ușa la picioare. Și acum să vezi că ne bombardează ăștia cu gloanțe. Văd că nu e niciunul prin zonă. A, vine tankul. Nu, nu-i bine. Nimă mașină de-asta de epocă. Zici că e din Mafia 2 scoasă. Ia văd că are și pe aici niște de-astea. Cred că cum trebuie să țin ținta pe distanță. Nu știu, văd că are niște cifre puse pe acolo, numere, mă rog. Acum mă bag prin spatele lor, intru în casă și îi împuși pe toți. Au încurcat ăștia. Bă, măcar l-am dilit pe ăla. L-am dilit, uite-i pușca pe jos. Ma, dar chiar că are reculul mare pușca asta. E, tot e faină. Ia mori. Mor și tu. Care șmecher că am gloanțe pentru toți. Am te-am mai pușca la mine. În dotare. Ce pușca mea. Cum mai zicea Uzi. Ok, pe partea asta nu mai e niciunul pe care să... De ce am crezut că ăsta era un... Nu era de-al meu. Frumos, am curățat casa asta. Să iau mitraliera aia de acolo. Nu mai e nici dracu. Super tare, n-am ce zice. O, da bine că vă băgați așa de-am pulea. Să cred că sunteți inamici. Hai, luați-o înainte, luați-o înainte, că eu trebuie să fac toată treaba în jocul ăsta. A, MG42 în partea aia, grenada aici. Bum. Hai că i-am dilit pe aia folosindu-mă de butoaie. O, nu s-a dus. Hai că am mai rămas în partea asta, rămân fără gloanțe la pușcă. Super tare, n-am ce zice. Luați gloanțe și muriți. Care mai dă acolo? Hai, taci acolo și... Uuu, cum dracu a căzut ăsta direct peste mine? Deci chiar așa vin direct deasupra mea și... Pog, mi-a trântit un pat de armă în gură. E, hai că o luăm pe o rută ocolitoare. O colim doar cu doi pereți distanță. Ăsta venise de undeva de sus de acolo să aruncase ca nebunul. Rambo, stai cu minte. Dar bine că e și tankul ăla acolo. Sau ce trebuie să fie? Tab, habar n-am. Ia, până atunci să încărcăm. Ia văd că ăsta vrea să-i dau așa un pat de armă în gură. Bă, ce dă ăla cu patul în mine? Toși întreteam așa cu patul și... Măi, cam nasoala arma asta cu patul, că văd că durează mult până întinde. Dacă aveam o pușcă de aia, cealaltă pușcă aia de distanță, dileam mai repede. Mi se pare că mai am vreo două capitole și termin jocul ăsta. Oricum, episodul ăsta o să apară foarte târziu, că doar pe ăsta l-am filmat. De fost mai bine zis. Mai am episodul final din Prison Break să-l postez și pe acela și... Gata. Dar de-abia am postat penultimul episod. Mai stau un pic. Aia că bubuia astea. Poate o-i dili ceva. Poate. Luați grenade și tăce sau grenade. Nici nu știu ce zice corect. Aia că mi-au dat și ăștia o grenadă. Cred că l-am dilit pe unul abuar, n-am. Ia, văd că l-are pălărie de aia de conducător. Nu conducător, de general, ce ar trebui să fie. Bă, dar oare ai putea să mă stui la mitraliera de la tabul ăsta, fire el de tab? Hai, dar urcă, nu pot să urc. Cam aici pe el de tab. Ia mă, poate așa. Nici așa nu merge. Real de joc, mă apuc de Modern Warfare după ce-l termin pe ăsta.
Hai că l-am luat pe ăla de la mitraliera, e bine. Mă, dar e plin de din ăștia pe aici. Ce dracu vă mulțiți așa și parcă erați mai puțini față de toate celelalte armate. Hai dracu, nemți, v-ați multiplicat. V-ați clonat ca în războiul stelor, ce dracu. Casa. Mamă, câte gloanțe dau ăștia. Ce trebuie aici? Ia-mă un pat în gură și taci. Ia mai vreunul pe aici. Nu. Ce-o bubuit acolo? Văd că sunii pe partea asta. Hai să-i aranjăm. Nu țări pe... Ok, mi-am și rupt picioarele. Am călcat și pe grenadă. Un super mod de a te sinucide, ce pot spune. Dacă mai dat ăștia o grenadă aici, că de ce nu? Hai să ies dracu în clădirea asta. Uite pușca asta care îmi place mie. Dă-o încoace că mitraliera asta nu-i bună de nimic. Să-ți bag... Ce-o vint ăsta de aici? Mi-o trântit cu patul de la armă. Bă, dar n-apuc să fac nimic. Că mă dilesc ăștia. Dă-mi cu apușca asta. Ăsta pe unde o veni mai de... Dă-mi că dă cu grenadă. Poartea asta unde a venit? Am grenezi? Hai că am, e bine. Partea asta văd că nu mai e niciunul. Hai să curăț aici de la etaj. Dar nu văd nici pădre. De niște butoaie. Hai să bubuie. Gata, ăștia au fost. Bine, ăsta a mai fost. Mai sunt? Gata, i-am dilit pe toți. Hai în direcția asta unde ne arată. Hai că ăștia probabil o să moară până ajung eu acolo. Tot eu trebuie să fac toată treaba în jocul ăsta. Ca în toate celelalte. Nu-s bun de nimic cu echipierii, decât să fie pe post de kamikaze, să moară ei. Post de momeală. Mă, câți vin pe acolo. Adaug grenadă. Aaaa, ce-i dă deamul ăsta cu patul în gură? Mamă, cât sunt în partea aia, ce dracului să le fac? Dar bine că dau și cu chirinezi ăștia. Deci mă bag undeva prin... pe la gardul ăsta. Da, tot adaug grenadă. Îl dilez, tot aruncă o grenadă. Hai că moare ăsta. BOOM! Să mor tu, i-ai dat grenada și tot nu moare. Ia o grenadă și taci. Așa e că n-am nimerit să arunc la ele. Hai că i-am dat până la urmă. Mă, o să rupte scările astea. Nu pot să sparg ușa. Grenadă, fugi. Încă una. Le prinde grenăzi pe aici.
Am țiuie și urechea acum, fix mi-a dat asta de... Mi s-a înroșit ecranul. Și nici muniție nu mai găsesc pentru pușca asta, ce pu... A, uite aici, gata. Am rezolvat, ce pușca mea. De n-ai băiat ăla băgat. Bă, dar mor și mai greu ăștia. De... Evident, trebuia să devină jocul nici în ce mai greu cu și pe final. Mai am tot vreo două capitole, dar asta e altă parte. Hai, dar să intrăm în baza lor aici. Care șmecher, luați grenadi. Așa e că s-au suit doi bunagii de la mine în echipă și aia o să moară acum. Dă-te mă la o parte. Mamă, cât sunt. Zici că e casa poporului lor. S-au strâns aici toată armata. Gata, le-am luat acum postul de radio. Nu o să mai asculte ăștia Trinitas. Hai, da, băgați Rock FM-ul. Cum ne baur la etaj, nu știu. Trebuie să păzesc toată asta că se apropie armata. Vine furtuna, dăm cu mitraliera. Mă, câți vin. Dă-te, 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 dă-te. Bum. Nu-i bine, nu-i bine. Bă, dar cum pot să mă sui la etaj acolo? Că... Sau n-am cum să ajung la etaj? Se pare că nu. Toate părțile vin ăștia. Mamă, cât s-au intrat aici. O să mor, o să mor. Nu mor, nu mor, fut încă, cum zice eu bag. Aici nu-i niciunul. Unde ar mai putea intra ăștia pe aici? Hai mă, rezistați. Aoleu, stai că iarăși mor. Hai, revinoți. Mamă, ce vine aici? Nici n-am cum să trag, frate. Prea mulți, prea mulți. De ce am făcut asta? De ce? De ce mi-am aruncat arma? Stai că mor, că am ridicat și un căcat de armă de pe jos. A, iarăși asta. Se elimin tankul și cum căcat vor vrea ăștia să-l elimin, nu știu. Bun, să dilez tankul ăla. O să fie super ușor, n-am ce zice. Stai că trebuie să... Mă, o să dărâme clădire. Trebuie să plec drept de aici. Sper că nu mai apar alții acum.
Mersi mult. Mersi. Să încerc să mă duc prin spate, să pun TNT, dacă merge. Da, trebuie să pun TNT pe tank. Acuz vin! Dracu, își dau ăștia respawn în halul ăsta. O să-i spawneze în continuu, așa e. Da, trebuie să ies pe poarta asta, că pe altundeva n-am. Uuu, ce mi-au dat ăsta? War will end if fire dead crawlers. Ba, 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 am știi citat pe acolo. Hai să încep pușca asta, e distanță, ce pușca mea. Oho, direct în căpul am luat pe ăla. Dă-te mă la o parte. Ok, nu știu cum ne-a apar ăștia pe aici, par colegii mei, dar e bine că mi-apar pe aici pieri. S-au aruncat o grenadă acolo. Partea asta nu mai vine niciunul. Ba, da, uite că mai vin. Văd că au ăștia spawn point pe aici, uite și tu cum apare. Ăștia aici din boscheți, așa, hai că mă bag prin spatele liniilor inamice. Dar Tom a văzut ancora, Tom a văzut. Nu-i bine, o să tragă. Stai mă, unde-i? 1, 2, 3. Fumigenă. Hai mă, nu se declanșează toată fumigena aia. Hai că se declanșează acum, să nu mai poată vedea. Stați un pic, hai că se poate. Doamne, că ăștia nu-i dilez pe aia. Dacă bine, nu mai pot să fiu văzut, mă ascund în întuneric. Nu mă vezi. Run, bitch, run, boom! Ăla-i, mă. Bă, dar asta e fum, o țigară de la Snoop Dogg făcea mai mult. Sau de la lui Ryder din San Andreas. Au montat ăștia mitraile pe ambele părți. Bă, cred că asta a fost misiunea de a băga muzica asta așa incitantă pentru fundal și mouciu de romat ăștia. Bă, dar toți de la o ghiulea de aia de tank trebuia să se dărâme cu totul. Gata, și tu. Paoleu. De construit, de dărâmat e ușor să dărâme o casă, dar de construit cam greu. E fain, acum trec și camioane cu ajut, cu soldați de-ai noștri, iată și tankuri. Și o trebuie să mă cac pe mine, să mă chinui să dilesc un tank. Aoleu. Da, hai că filmez deja de destul timp, să se încheiată misiunea asta, așa să apară poza aia cu victorii, cu nu știu ce. Congratulations, you have completed the British campaign. Yay! Deci, ziua de făcută, mai avem două capitole, unul închis și... Hill 14, nu 400, dealul 400, 3 misiuni aici, ori mai fiindcă vreo 3 și aici, hai să zicem vreo 3 episoade și se încheie și seria asta. Ce pot spune? Cam atât cu această serie, eu sper că v-a plăcut, vechea poveste, dați câte un cap în gură, butoanelor de sub videoclip și până data viitoare, ciao les!